Cuvinte profetice din viața părintelui Ambrozie Lazaris. La sfârșitul lui august 2001, cineva l-a rugat pe stareț să se roage Sfântului Nectarie ca să-l ajute. Și starețul i-a spus: copilul meu, lasă-l pe Sfânt. Acesta este în America, aleargă ca să salveze vieți. Pe 11 septembrie 2001 au căzut turnurile gemene. Cu câteva luni mai devreme spusese că ceea ce trebuie să se întâmple în America va schimba cursul istoriei. Un mare rău va veni peste America și nu doar în septembrie. Vai! Acest lucru îl prevestise și fericitului episcop Antonie de Sisanios și Siatistii într-una din vizitele celui din urmă și erau de față și alții, însă fără a da explicații. În al preasfințite, a spus, să vedeți ce vor păți americanii peste două luni. În 1990 a spus că Dumnezeu, pentru că vrea să-i întărească pe oameni, îi va descoperi în chip vădit pe sfinții lui cât de curând, deoarece ispitele vor fi mari și chinurile insuportabile. Domnul va îngădui ca sfinții să se arate și mai ales cei mari, ca Sfântul Dimitrie sau Sfântul Gheorghe. Oamenii vor auzi că într-o săptămână s-a arătat cu tare sfânt în Creta, în altă parte alt sfânt, cu tare sfânt în Macedonia, unul aici, altul acolo. Gheronda, ce să fac cu copiii mei care sunt dificili? Strigă la mine, se uită la programe periculoase la televizor și sunt influențați. Doar Domnul va îndrepta situația. Vei zice: Doamne, mântuiește-mă și luminează pe copiii mei să fie aproape de Tine, și Domnul te va auzi și îți va da ceea ce trebuie. Însă ne aude Domnul? Ajunge vocea noastră acolo? Nu știu. Luna trecută l-au durut urechile. Vor veni ani grei, dar nu vă temeți. Pe copiii săi Dumnezeu nu-i va părăsi, îi va păzi în mijlocul smintelii. Adică, Gheronda. Ce adică? Iată, dacă n-ai să ai ce să mănânci, te vei trezi dimineață, vei găsi o franzelă pe masă și vei zice: asta de unde a apărut? Dar trebuie să ai credință. Fără credință nu se face nimic. De acum încolo nu-ți poți imagina ce vei vedea și ce vei auzi. Nu s-au mai întâmplat niciodată în lume, a spus într-o zi de vară în anul 2005. În Grecia se vor întâmpla? În toată lumea, și la noi. Și de ce? Pentru că despre noi se spune că suntem farul ortodoxiei, dar am devenit din cauza păcatului mai răi decât ateii. Starețul spunea despre sfârșitul lumii că va dura cât țin cei 6 psalmi, de la otrenie, adică câteva minute. În clipa în care vom fi judecați, în cer, îngerii vor cânta cei 6 psalmi. Toți oamenii care vor trăi în clipa aceea vor trece prin moarte instantaneu și imediat după aceea vor învia. Vom fi toți cu trupurile noastre imateriale, nu vom ocupa spațiu. Unul va vedea trupul celuilalt și toți vor fi la vârsta de 33 de ani. Domnul va ține cartea vieții, Evanghelia, și imediat vom merge singuri fie la dreapta, fie la stânga, deoarece vom ști dacă suntem pentru rai sau nu. De aceea, și în tronul în care stă arhiereul, în icoana lui Hristos, este deschisă cartea și nu este candelă deasupra, arătând că nu există milă la a doua venire. Dar în catapeteasmă, cartea pe care o ține Hristos este închisă și există candelă pentru că încă avem milă. Pentru că vin zile foarte grele pentru omenire, Dumnezeu a ales unii oameni pe care i-a făcut ofițeri. Lucrurile se vor derula foarte repede. Diavolul va stăpâni. Pe toți aceia care se vor apropia de el, îi va zdrobi. El nu are prieteni. Să luați aminte, pentru că cel rău întinde curse. Nu râdeți. Este lângă noi și voi nu puteți să-l vedeți. Ascultați ce vă zic. Nu încetați să vă rugați. Diavolul îi pune pe oameni să păcătuiască și după păcat îi înfricoșează și îi face să se rușineze să se mărturisească. Am fost un sfert de oră în iad și am crezut că am fost 3 ore. Toți cei care vor primi pecetea lui Antichrist nu-și vor găsi nicio clipă de liniște. Trebuie să vă câștigați o credință puternică singuri, cu răbdare, cu bunătate, cu dreptate.
Să nu ne pierdem credința, credință statornică și Dumnezeu ne va ajuta. Fără rugăciune ne pierdem. Nu vă gândiți la viitor. Toate sunt în mâinile lui Dumnezeu. Să citiți cărțile Sfinților Părinți în fiecare zi câte puțin și Dumnezeu vă va lumina. Ulterior, mintea voastră se va întări. Rugăciunea Doamnei miluiește este ca o sabie care taie în două pe satană. Ne-am găsit noi sărmanii în vremurile din urmă, și monah și mireni, dar lupta este luptă. Nu vei înceta lupta nici o secundă. Luptă până la sfârșit și atunci Domnul, care îi încununează pe oameni și restaurează veșnic, El îți va dărui în ultimul ceas nu lucruri mincinoase și deșarte ale acestei vieți, ci te va face vrednică să împărățești în împărăția lui Dumnezeu. Veșnic, nu 1000 de ani sau 100.000 de ani. Veșnic înseamnă că nu are sfârșit. Încă pe atât să fie pământul, Dumnezeu poate să-l hrănească. De învierea trupurilor nu vă îndoiți. Iată, sunt de 90 de ani. Acest trup trebuie să se topească în mormânt ca să iasă unul nou, nestricăcios, veșnic, fără să se îmbolnăvească, fără să-l doară, fără să înseteze, fără să se încălzească. Va fi ca trupurile îngerești. Doar să nu cădem în păcat. Dumnezeu vrea să-i spunem că doar pentru El vom trăi. Dacă rămânem în păcat, atunci și cele mai de jos, chinurile iadului, sunt veșnice. De acolo nu se mai schimbă situația, muncile, chinul, durerea, flăcările. Vouă, la facultate de teologie, aceste lucruri vi le spun moale. Nici Iacov, nici Porfirie nu le spuneau aspru. Așa trebuiau să le spună, ca să le audă lumea și să se pocăiască. Vine diavolul și mă lovește fără milă. Îmi zice, nu le mai spune atât de clar, lasă-i să doarmă. Nu-i lăsa să se trezească.